Centrala dezafectată din cartierul 9 Mai din municipiul Târgu Jiu a devenit adăpost pentru oamenii străzii. Unii locuiesc în interior, iar alții și-au amenajat dormitoare chiar aici, în plină stradă. Oamenii străzii sunt în pericol. Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, iar la sfârșitul săptămânii sunt anunțate și ninsori. În aceste condiții, cei fără un acoperiș deasupra capului fac față cu greu temperaturilor scăzute. Este și cazul unei femei din Târgu Jiu, căreia dormitor i-a devenit strada. Cetățenii din cartierul 9 Mai povestesc că de luni bune doarme sub cerul liber și mănâncă ce apucă. Săraca de... Am mai ajutat o lumea cu una, cu alta, dar... Nu are unde să se ducă. Nu are unde să doarme. Normal ar avea, dar sora i-a scos afară din casă. Nu are cine să umble pentru ea. Îmi pare rău de ea, mi se rupe sufletul. Autoritățile fac ceva pentru... Autoritățile nu ne ajută niciodată pe oamenii bolnavi sau oamenii amărăți. De exemplu, sunt cazuri mici și sute de cazuri pe Târgu Jiu și nu... Casa Iris? Nu, a scos-o de 5 ore afară. Nu, a venit primarul, dar ce va veni primarul? Că o rezolvă, dar în final, uite, unde doarme săraca de ea, tot aici. Mi-e milă, eu n-am unde să o țin, că aș lua-o la mine. Sunt și eu bolnavă și eu am... Acum face... am frig, temperaturi scăzute. Eu mă mir cum mai o duce mult săraca de aia, ce? I-a dat oameni de aici, de sus, de la ploc, nu știu, de la ce etaj, i-a dat un pat. I-a dat o plapumă, i-a dat o perină, uite, perinuța aia mică. Multă lume îi aduce mâncare, dar mai e și un câine al străzii care doarme cu ea. Doarme cu câinele în pat. Da. Oamenii povestesc că femeia a fost cazată și la Casa Iris, dar a fost dată afară din adăpost. Da, da, a fost pe la Casa Iris, au dat-o aia afară după acolo. Doarme de mult aici? De vreo două zile am văzut că a venit. A dormit până în altă parte și acum am văzut că a venit cu bagajul pe aici. Doarme. A fost și pat. Da, da, da. L-a adus cineva și s-a venit, s-a pus sacie pe el. Sunt foarte mulți oameni străzi. Da, e tânără, nu-i să fie în etate așa. Uh-huh. Are până, dacă are 27, da. Ce să facă? A rămas pe străzi. Da, da. Alcool din ăsta, mai stă pe la biserică pe aceeași. Mai dă lumea, da. Acum cu frigul? Stă aici, are păturile alea, cred că... Nu mai e aceea, că stătea aceea. Aseară era aceea, ieri, toată ziua, a stat aceea. A fost mai calm aer, acum dacă-i frig pe unii, n-ai vrut să o găsește moartă pe unii. În situația ei sunt mai multe persoane. Vedeți așa foarte mulți oameni, nu știu, care stau pe stradă, care n-au unde să se ducă? Da. Una e, ca să vă spun, e fosta nevasta mea. Și acum umblă pe stradă. Nu știu unde doarme. Dar la Casa Iris, de ce nu se duce la Casa Iris? Păi nu știu. De ce? Pe la cet, pe acolo, pe la pe unei coș. Printr-o cameră din aia. O găsește nebunie acum cu frigul ăsta. În fiecare an, oamenii legii fac acțiuni pentru a identifica persoanele care trăiesc pe stradă. Numai că se duc, constată, iar oamenii tot pe stradă rămân.